găsit tuturor la horoscopul avertismentelor săptămânii 19-25 iunie cu o filmare făcută în sistem nomad dintr-o cameră de hotel, pentru că sunt în România cu niște proiecte importante. Veți afla în următoarele săptămâni despre ce este vorba. Și, bineînțeles, vreau să vă furnizez informațiile care vă vor ajuta în această săptămână, așa încât se filmează, cum v-am spus, în sistem nomad. Să vedem în această săptămână, 19-25 iunie, ce se întâmplă pe cer, pentru că lucrurile devin interesante. Tocmai am încheiat experiența energetică a lunii noi și începem un nou drum, începe o nouă direcție care se va finaliza la următoarea lună plină. Asta înseamnă că avem nevoie de energie și dinamism pentru a ne mobiliza. Dar cerul, bineînțeles că ne și testează dacă suntem pregătiți cu adevărat să facem schimbări, dacă suntem pregătiți cu adevărat să ieșim din zonele noastre de confort, dacă suntem pregătiți cu adevărat să ne confruntăm cu realitatea înconjurătoare și să conștientizăm anumite adevăruri. Lucrurile sunt stimulate în această săptămână de tripla conjuncție, adică suprapunerea dintre Venus, Marte și Lilith. Venus, planeta iubirii și a banilor. Marte, planeta energiei, a conflictului, a staminei și a curajului. Lilith, care reprezintă în astrologie libertatea și nonconformismul. Ele se grupează, se suprapun unele peste altele, dar în același timp îl atacă pe Jupiter, marele benefic. Jupiter este o planetă foarte mare. În astrologie se spune că are propriul său sistem de planetele mai micuțe, de sateliți. Dar în momentul în care trei elemente astrologice, Venus, Marte și Lilith, se grupează și te atacă, nu cred că poți să fii foarte confortabil. Așa încât pregătiți-vă pentru o săptămână în care orgoliul, Venus, Marte și Lilith în leu, orgoliul, încăpățânarea, nevoia de a epata, nevoia de a demonstra lucruri celorlalți, va intra în coliziune cu înțelepciunea, va intra în coliziune cu tot ceea ce înseamnă stabilitate materială. Și uite că ne trezim într-o săptămână în care, din dorința de a demonstra celorlalți cât de tari suntem, cât de deștepți suntem, cât de buni suntem, cât de extraordinari suntem, riscăm să intrăm într-o zonă de cheltuieli, intrăm într-o zonă de discuții pasiv-agresive. Și, bineînțeles, toate astea se vor duce către o zonă destructivă, bineînțeles. Dar hai să vedem despre ce este vorba și ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte în această săptămână. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Săptămâna aceasta berbecilor le recomand cu mare, mare căldură să fie atenți la modul în care se aruncă în muncă sau deciziile pe care le iau vis-a-vis de serviciu. Marte, guvernatorul zodiei tale, este în război declarat cu Jupiter, marele benefic și planeta care exacerbează, care potențează lucrurile. Așa încât la serviciu s-ar putea să te duci într-o zonă în care să te enervezi pe șefii tăi sau pe sistem în ansamblul său și să începi să te comporți un pic agresiv, să începi să te comporți ne la locul lui, să spui lucruri sau să te duci în zona amenințărilor. Asta se enerveze foarte mult pe cei din jurul tău și de aici să apară în cascadă niște conflicte. Sau se mai poate interpreta un conflict de serviciu, dar în care să fie atrase și persoane cu putere de decizie și aici va câștiga cel care are mai multă diplomație comunicațională, adică cel care știe să vorbească, ăla câștigă. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Săptămâna aceasta vă rog să fiți foarte atenți la partea de sănătate, mai ales dacă știți că aveți probleme cu tensiunea.
Nu vă enerva. E redundant. Încep aici să dau sfaturi când îți spun ai grijă la sănătate, mai ales dacă ai probleme cu tensiunea, să încep. Stai, fii atent ce mănânci, fii atent cum te enervezi, fii atent. Că n-ai să ții minte, că dacă te enervezi, normal că n-ai să mai ții minte în momentul nervilor tăi, că zice Alexandra Coman să tragi din gură. Deci ideea este, ai grijă la sănătate, eu ți-aș recomanda cu căldură un control medical, niște analize puțin, nu e panică, dar nu e mai simplu să previi decât să experimentezi ceva neplăcut. Și dacă sănătatea este ok și îți doresc din tot sufletul acest lucru, bineînțeles, în această săptămână ai grijă că ești foarte mult pe risc de a fi păcălit, de a fi mințit, de la excroci sentimentali până la excroci care îți vând lucruri care nu au prețul corect și vezi că este un cuplu. Un cuplu care se coalizează împotriva ta și vrea să obțină niște lucruri de la tine fără să merite acele lucruri. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Săptămâna aceasta îți aduce niște tensiuni în familie sau niște tensiuni legate de un apartament, o casă, o moștenire, un partaj, o separare de bunuri și pot apărea niște conflicte legate de proaste înțelegeri. Tu spui una, cei din jur pricep altceva sau cei din jur îți explică un lucru pe care tu îl înțelegi cu totul altfel. Ce îți recomand? Pentru că vezi că această formă de confuzie chiar te afectează, mai ales dacă este vorba de a semna acte, hârtii, documente, contracte. Dacă ai cea mai mică întrebare, dacă ai cel mai mic dubiu legat de o anumită situație, te rog, clarifică. Chiar dacă poți părea că ești mai încet la minte, să spunem. Nu înseamnă că e și adevărat, bineînțeles, dar chiar dacă cei din jur vor merge pe modul hai bă, chiar n-ai înțeles, hai că-ți mai... Da, vreau să-mi explici de un miliard de ori. Vreau să-mi explici de 100 de ori până pricep și până înțeleg de ce îmi pun semnătura pe ceva și vreau să știu mai ales, atenție, asta va trebui să fii foarte atentă sau atent, ce consecințe derivă din anumite decizii pe care le iei săptămâna aceasta. Trebuie să semnezi ceva, care e consecința? Trebuie să vorbești cu cineva, ce consecințe derivă? Trebuie să faci o sugestie, o propunere, împins de alții, bineînțeles. Care vor fi consecințele în cazul în care nu ies lucrurile așa cum ți-ai planificat? Deci, gândește-te foarte clar și întreabă-te și chestionează partea aceasta care e riscul, ce derivă din asta. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. La tine e vorba despre o despărțire, este despre a accepta să lași în urmă ceva, despre a renunța la o relație, o situație în care ceilalți sau cealaltă persoană nu-ți mai aducea niciun beneficiu, ci se transformase într-un vampir energetic care te sugea de toată voia bună, de tot cheful tău de viață. Este un moment în care trebuie să înțelegi că mai bine pentru tine este să lași, să se ducă sau să pleci tu dintr-o experiență care nu-i... Întotdeauna racul are o problemă cu a se rupe de ceva. Întotdeauna, aici nu este o critică, și eu am ascendentul pe rac, deci vă vorbesc nu dintr-o proiecție, ci din proprie experiență. Oricât de complicat ar fi o situație, racul insistă la nesfârșit să facă lucrurile să meargă bine sau să meargă într-o direcție pozitivă. Numai că dacă nu ai aluatul potrivit, nu ai persoana potrivită, nu ai cooperarea necesară pe care tu o aștepți, cum vrei să meargă lucrurile spre bine? Și atunci nu e mai simplu să te salvezi tu decât să te scufunzi cu toată corabia? Așa încât e o săptămână în care pot apărea ruperi, separări, despărțiri, fie de oameni, fie de circumstanțe, fie se rupe un contract, dar să nu fii trist pe această situație sau tristă din cauza acestor lucruri, pentru că e spre binele tău. Chiar dacă acum pare dureros, ai să vezi că în următoarea perioadă, de fapt, Universul ți-a adus un cadou foarte bun pentru tine. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Dați-mi voie să mă amuz puțin, dar nu mă amuz în sens răutăcios, ci zâmbesc. Zâmbesc pe tema asta pentru că în această săptămână leul trebuie să învețe să nu, în engleză se spune not to roar,
Știți că leu face are un sunet, un fel de răget, are un sunet gutural din gât și când este în savană se aude noaptea zgomotul acesta, răgetul leului. Ei bine, leii, mai ales că acum sunt traversați de mare energie și conflict, au tendința să dea foarte mult din gură și să exacerbeze o anumită situație și să spună, eu fac asta și să vezi cum mă răzbun și cum nu știu ce. Mă, nu prea o să-ți iasă, pentru că poate să-ți iasă temporar, poate să-ți iasă temporar acum cât e perioada asta de conflict, dar conjuncția despre care am vorbit la începutul filmării, dacă n-ai ascultat prima parte a filmării, ascult-o că o să-ți fie de folos. Conjuncția asta Venus-Marte-Lilith la un moment dat se rupe, nu poate dura mai mult de o săptămână, două. Și atunci vezi că tot ceea ce iei acum ca decizie din orgoliu s-ar putea să se întoarcă împotriva ta și este Jupiter implicat în poveste și Jupiter în momentul în care îl ameninți, spui că nu faci, te pui de-a curmezișul unei situații, va purta pică și atunci te poți trezi. Dacă într-o situație, într-o zonă de asta mai tensionată, nu conflictuală, tensionat, încerci să pui bețe în roate bunului mers al situației sau colaborării cu persoanele, așa cum vei fi tentată sau tentat săptămâna asta, în următoarea perioadă să-ți pierzi aliați importanți, ba chiar să te trezești cu un proces sau să te trezești cu niște plângeri făcute împotriva ta. Și ce să vezi? Vor fi și martori, vor fi și argumente care vor concura împotriva ta, vor fi împotriva ta și atunci va fi nevoie să pui ordine în lucruri, dar cu un efort mult mai mare decât de obicei. Așa încât, de ce să te duci în această avalanșă de situații nepotrivite când tot poate fi mai simplu rezolvat dând dovadă de flexibilitate? Poate nu ești de acord cu persoana respectivă, poate nu ești întru totul de acord cu situația sau direcția în care se îndreaptă o situație, dar discută, dă dovadă de disponibilitate de a coopera și să vezi că lucrurile se duc într-o cu totul altă direcție și o cu totul altă nișă. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Va fi nevoie în relațiile de cuplu de mai multă afecțiune din partea ta, disponibilitate de comunicare și te rog, dacă vrei să-ți faci o favoare săptămâna asta, pornind de la cuplu și mergând mai departe în tot ceea ce înseamnă interacțiune umană. Nu mai critica frate, nu mai salva planeta, nu mai încerca să-i ajuți pe toți, ca să pici prost. Toate bunele tale intenții vor fi răstălmăcite, răsturnate, întoarse cu susul în jos și tot ceea ce vrei tu să faci bun și frumos în relația cu ceilalți, ai să vezi că ți-o iei peste cap și nu o să fie deloc bine pentru tine. Deci, dacă vrei liniște și pace și non-conflicte în această săptămână, cea mai bună atitudine pentru tine pe care ai putea să o adopți în relația cu ceilalți este zip it, adică pune-ți fermoar la gură și orice fac ei, lasă-i în pace să-și învețe lecțiile fără să-ți dai tu cu părerea cum ar fi mai bine. Că omul până nu trece prin experiență, nu pricepe. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Trebuie să ai mare, 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 mare grijă la cheltuieli săptămâna aceasta, pentru că s-ar putea să fii tras într-o direcție în care să ți se propună niște lucruri tentante, să vină cineva cu o ofertă extraordinară și de fapt să fie un foarte mare balon de săpun. Mai aș vrea ceva de la tine. Dacă începi un loc, nu aș vrea eu, îți recomand. Dacă începi să-ți cauți un job nou sau ai primit o ofertă de serviciu tentantă, e ok, dar mai analizează puțin, pentru că ți se oferă mult prea puțin pentru calitățile și capacitățile tale productive. Tu te duci într-un serviciu și, oameni buni, asta e foarte important să înțelegem cu toții.
noi producem pentru alții, da? Deci tu când te duci la un serviciu, pe salariul pe care îl iei, tu îmbogățești un patron sau o corporație sau faci ca să se miște rotițele într-un sistem, cu condiția să-ți faci treaba cum se cuvine. Nu să fii un puturos, să stai toată ziua acolo să te joci pe TikTok și să ai pretenția unor bani. Nu. Dacă îți faci treaba, tu aduci bani unui buget. Pentru asta, tu trebuie să fii bine plătit pe măsura calităților tale. Și aici e problema cu balanța, că săptămâna aceasta s-ar putea, nu știu, din disperare, din frică, din faptul că auzi pe unul și pe altul că își dă cu părerea cum e criza și cum nu e criza, și nu e chiar așa criza, stai liniștit. Să faci niște concesii care nu-i nevoie să le faci, așa încât ce-ți recomand? Cereți drepturile și cereți banii pe care îi meriți. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Săptămâna aceasta, Scorpionii ar face bine să citească cu foarte mare atenție orice contract, orice act semnează. Pentru că, în ansamblu, e o săptămână bună pentru voi. Nu am avertismente de astea extraordinare că la alte zori, vai de mine ce ți se întâmplă. Dar există un călcâi al lui Ahile, adică o vulnerabilitate, și vulnerabilitatea asta vine din direcția unor hârtii prost făcute. Unor hârtii făcute în defavoarea ta, deliberat sau din incapacitatea celui care le compune de a vedea lucrurile corect. Și atunci tu trebuie să vii cu foarte multă atenție și să semnalezi eroarea, să semnalezi greșeala. Deci, pentru tine, avertismentul vine din zona, dacă ai ceva de semnat, dacă ai ceva de hotărât, verifică un pic, nu lua de bună tot ceea ce îți spune unul și altul. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Și aici râd pentru că am în jur niște Săgetători. Și o să mă amuz foarte mult săptămâna asta urmărindu-i cum se vor comporta. Sau urmărindu-le comportamentul doamnelor. Deci, hai să vă povestesc. Jupiter, Marele Benefic, guvernatorul zodiei voastre, este atacat din trei direcții de Venus, bani și iubire, Marte, energie și grabă de a face lucruri și Lilith, nevoia de libertate. Și uite că acum, tu în această săptămână, ai să fii foarte impulsivă sau impulsiv, dar nu vei fi cu barda în mână și gheoaga și bâta de baseball, ci vei fi pe modulul verbal. Hai să facem, hai acum, hai nu știu ce, eu vreau acum să iasă lucrurile. Ce să vezi, nu o să iasă chiar când bați din picior. Asta va fi problema acestei săptămâni, că cei din jurul tău nu vor coopera așa cum te aștepți tu. Nu vor fi atât de disponibili cum crezi tu că ar trebui să fie sau sunt de regulă. Și vei învăța o lecție destul de grea dacă ești o persoană nerăbdătoare, dar dacă ești o persoană flexibilă, s-ar putea nici să nu simți săptămâna asta. Deci va trebui să înveți să te grăbești încet și să le dai oamenilor și situațiilor și instituțiilor statului și sistemului birocratic timpul să-și pună în mișcare rotițele, pentru că nu toată lumea poate dansa după ritmul în care bați tu toba și nu toată lumea se poate supune pretențiilor tale când vrei. Deci eu nu contest aici, eu nu te atac pe a-ți spune, vezi că ce vrei tu de la cei din jur e incorrect. Nu, ai dreptate, ești ok, este în regulă. Ce vreau să-ți spun în această săptămână este, cei din jurul tău sau situațiile, circumstanțele pe care le experimentezi nu se vor desfășura cu viteza cu care ai tu pretenția să se întâmple. Și atunci va trebui să te înarmezi cu multă răbdare. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Capricornii trebuie să aibă foarte multă răbdare cu o rudă complicată în această săptămână. Sau primiți o vizită a unei rude pe care n-ați mai văzut-o de ceva timp și persoana asta, la început știi cum e, când vine în vizită, da, ne iubim, vai, ce frumos, ce minunat, și după aia începe să critique și începe să-și dea cu părerea și să-și bage nasul întrebările tale.
Așa încât va fi o săptămână delicată, delicată, văleu, în raport cu rudele, cu neamurile, cu prietenii, dar mai puțin cu prietenii, că, sinceră să fiu, cred că pe un prieten îți permiți mai ușor să-l pui la punct decât pe o rudă care ai toată viața înainte și legătura de sânge cu ea. Deci, e o săptămână în care pot apărea discuții, factori de stres în familie și mai poate apărea o neînțelegere legată de niște acte, hârtii, documente privind o vânzare, achiziție. Acolo pot apărea niște problemuțe și pe al treilea punct voi menționa dacă ești într-un proces de reparație, curățenie, renovare și ai o echipă de meșteri, vezi că echipa asta e greu de vorbit cu ea, e inflexibilă, e complicată, e greu să mânuiești oamenii ăștia. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. La tine apare o problemă pe comunicare. Cineva încearcă să-ți impună să faci ceva pentru care nu ești pregătită sau pregătit sau ceva ce nu prea vrei să faci. În încercarea de a nu crea un conflict, tu ai să înghiți povestea și ai să spui, ok, hai să-ți fac ca tine. Numai că nu e deloc corect. Așa încât în această săptămână, dacă alegi să-i mulțumești pe alții doar de teama că ai putea da naștere unui conflict sau unei discuții care să fie obositoare, ai să te duci în probleme de sănătate, care mai ales au treabă cu îngrășat, slăbit, deci problemele de metabolism, sau problemele cu aparatul comunicării, orele, nas, gât, urechi, dar mai ales partea vocală. O să apară o laringită, o să apară o traheită, o să apară o tuse, care de fapt manifestă frustrarea ta că n-ai exprimat și n-ai pus frână în momentul în care trebuia. Așa încât îți recomand ca în această săptămână să nu mai faci compromisuri și să spui lucrurilor pe nume dacă vrei să fii în formă. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Peștii noștri vor avea o săptămână complicată și am să vă spun din ce motiv. Nu e atât de rea cât e complicată la nivel emoțional. Pur și simplu, pretențiile celor din jur, mai ales a unor bărbați, care îți pot fi iubiți, iubiți, iubite, nu, iubiți, rude, șefi, coordonatori de proiect, clienți de sex masculin. Deci, bărbații vin cu niște idei care nu se conectează la sistemul tău de valori și la modul în care privești viața și la energia ta în ansamblu. Deci vei avea o perioadă complicată din punct de vedere emoțional, pentru că va trebui să vâslești pe marea vieții în această săptămână cu niște bărbați. Deci e treabă cu bărbați cu sexul masculin, cu masculin în general. Deci niște bărbați care au o altă viziune decât a ta și încă ești în dubii dacă să-i pui la punct sau dacă intenția ta de a-i pune la punct ar avea consecințe și repercusiuni destul de serioase în viitor. Așa încât aici trebuie să gândești foarte bine lucrurile, dar eu ți-aș face o recomandare. Pe o săptămână în care avem această triplă conjuncție despre care am vorbit la începutul filmării, în atac pe Jupiter, care e guvernatorul tău secundar, apropo, eu ți-aș recomanda să investighezi un pic situația. Deci, dacă nu cunoști persoana, nu-i cunoști temperamentul, nu-i cunoști puterea de acțiune, eu ți-aș recomanda să nu te arunci foarte repede în a lua niște decizii sau a avea o reacție, pentru că s-ar putea să te duci într-o confruntare cu o persoană care este mult mai puternică decât tine și să ajungi în niște conflicte mult mai mari decât ți-ai dori cu adevărat. Așa încât va fi un pic de coroziune emoțională, dar înainte de a ataca, studiază-ți dușmanul. Dragii mei, acestea au fost informațiile privind avertismentele săptămânii 19-25 iunie. Vă mulțumesc că le-ați urmărit și să aveți o săptămână cât mai liniștită cu toții. Iar dacă îți place ce se întâmplă aici, nu uita să apeși butonul subscribe, lasă un comentariu, le citesc pe toate cu mult drag și răspund atunci când iese nevoie.
Vă doresc o săptămână plină de forță. Pe curând!